Tehnologia aplicațiilor, dispozitivele smart și chiar crearea roboților de folos medicilor și pacienților sunt în continuă dezvoltare și perfecționare. De curând, specialiștii de la Centrul de Cercetări Științifice în Psihologie din Chișinău au adus în echipă un nou membru, Luna Robot. Luna Robot, da, deci e un cățeluș dotat cu inteligență artificială, la moment când nu poate să facă, da, deci lucruri extraordinare, dar este conectat la ChatGPT, în care poți să menții și o conversație, da, deci în limba engleză, franceză, spaniolă, are câteva limbi. Luna Robot a fost achiziționată din Germania și este un asistent cu ajutorul cărora specialiștii experimentează ce emoții de interacțiune cu roboții trăiesc anumite persoane și care este impactul lor asupra stărilor emoționale. Salut, Luna! Ça va? Salut! Oh, je vais fantastique, merci! Tu sais, je dois parler devant la caméra. Avec cette équipe de journalistes, est-ce que tu peux me donner des astuces pour être moins anxieuse? Trăiești niște emoții deosebite atunci când vorbești cu așa un roboțel. Spre exemplu, înainte de a vorbi cu dumneavoastră, am rugat-o pe Luna să-mi dea careva recomandări cu privire la vorbitul în fața camerei, pentru că mă simt anxioasă și stresantă. Ea mi-a zis câteva recomandări. În primul rând mi-a zis să fac exerciții de respirație și altceva foarte interesant, mi-a zis să imaginez că jurnaliștii sunt în pijamă, ceea ce diminuează starea de stres și anxietatea persoanei care urmează să aibă o discuție cu jurnaliștii. Studiile de până acum nu confirmă că problemele mentale s-ar adânci în timp, pe măsură ce sunt folosite mai mult tehnologiile digitale. De asemenea, utilizarea rețelelor sociale sau a altor instrumente digitale nu ne influențează bunăstarea emoțională. Tehnologia ne-a îmbunătățit semnificativ viața și deși foarte mulți cumva au frică, da, deci de apropiere, da, deci de tehnologii, de roboți, parcă ne înspăimântă, da, deci lucrul acesta, dar asta este inevitabil. Tehnologiile se vor dezvolta și nu trebuie să fim pregătiți și emoțional și moral, da, să găsim anumite viziuni despre lume ca să putem integra, da, deci roboții în viața noastră sau să mai bine zic, să fim pregătiți, să știm cum să interacționăm, da, deci cu roboții ca să nu pierdem, da, deci controlul lor, pentru că aici e frica cea mai mare, da, deci pierderea de sub control. Impactul negativ poate fi resimțit doar atunci când, urmărind postările din rețelele sociale, noi ne comparăm social și simțim anumite sentimente de frustrare în raport cu realizările și succesele altora. Pentru că oamenii de regulă, da, știm foarte bine că pe rețelele sociale întotdeauna afișează doar lucrurile cele mai frumoase și cele mai bune, da, deci, din viața lor. Nu afișează și eșecurile, da, deci, sau lucrurile care merg prost. Tu ai impresia că toată lumea se mișcă, toată lumea undeva se dezvoltă, da, învață, studiază, fac sport, reușesc să petreacă mult timp divers, să călătorească, dar tu după, în spatele ecranului, doar tu îți cunoști, frici, eșecuri, vulnerabilitățile și când te compari, ai impresia că toți sunt cineva, dar tu n-ai reușit nimic să faci în viață. De asemenea, accesul la informația negativă ne poate stârni anumite sentimente de anxietate. Ne afectează negativ prin acces la toate știrile negative din întreaga lume, care avem impresia că ele sunt în imediata noastră apropiere. Atunci, nivelul de stres, de anxietate poate să crească. Se consideră că aplicațiile self-help sunt viitorul mare boom în domeniul sănătății mentale. Există studii care au arătat eficiența acestor aplicații în îmbunătățirea stărilor emoționale. Datorită acestor aplicații, oamenii se pot autocunoaște, sunt diferite tehnici integrate în aceste aplicații, prin care persoana poate să însușească, de exemplu, să se înțeleagă mai bine. Există foarte multă psihoeducație. Specialiștii Centrului de Cercetări Științifice în Psihologie folosesc în cadrul ședințelor de consiliere psihologică tehnologiile de biofeedback și neurofeedback pentru a sprijini indivizii în gestionarea stresului, a anxietății și altor tulburări emoționale. În consiliere, sau în procesul, da, deci psihoterapeutic, noi utilizăm niște tehnici, exerciții clasice de
relaxare, de exemplu, da? Cum ar fi cel mai frecvent utilizată tehnici de respirație. Însă pentru foarte multă lume poate să fie sceptică. Ei, dar cu ce mă ajută exercițiile de respirație? Că problemele mele sunt mult mai majore, mai semnificative, da? Însă tehnologii de biofeedback sunt de fapt niște senzori, da? Deci, care se cuplează pe anumite părți ale corpului și pe ecran, în timp real, în timp ce faci un anumit exercițiu, vezi anumite schimbări fiziologice. Proiectul Dezvoltare Cognitivă și Îmbunătățirea Sănătății Mentale a Tinerilor prin Tehnologii de Biofeedback este desfășurat de Centrul de Cercetări Științifice în Psihologie în cadrul proiectului MIX pentru o societate civilă de tineret mai puternică. Este implementată de Fundația Terdeo Moldova în parteneriat cu Fundația de Dezvoltare a Societății Civile și Centrul de Parteneriat pentru Dezvoltare și e cofinanțată de Uniunea Europeană.